Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la o nouă citire. Iată că ne întâlnim la zodiacul lunii noiembrie de data aceasta. Această citire este pentru toți cei care au soarele, luna, ascendentul și planeta Venus în semnul Capricornului. Înainte de a începe această citire, vreau să-ți readuc aminte că este o citire generală. Este bazată pe energia colectivă, așadar este foarte posibil ca unii dintre voi să nu se regăsească în această energie, cel puțin de data aceasta. Dacă vrei să vizualizezi bonusul zodiacal și, bineînțeles, mai multe amănunte și mai multe detalii legate de semnul Capricornului, nu uita că te poți alătura canalului meu de membri. Acolo o să găsești bonusul pentru zodia ta la fiecare sfârșit de lună, în plus alte clipuri care pot prezenta interes pentru tine și unele clipuri chiar le poți vedea în avans. Te aștept și acolo. Nu uita să apeși butonul de subscribe și clopoțelul, pentru că doar în felul acesta o să poți să primești în timp real toate notificările necesare. Dragii mei Capricorn, voi deja în luna octombrie, din ce am putut observa din etalarea lunii trecute, treceți printr-o schimbare foarte mare. Și țin minte că m-a bucurat foarte mult acea schimbare pe care am văzut-o acolo pentru voi. Să nu uităm că în data de 14 octombrie am avut și fenomenul de eclipsă, eclipsa solară în semnul Balanței. Sunt sigur că și aici au intervenit mari schimbări în zona relațiilor, pentru că semnul Balanței despre asta vorbește, despre relații, despre parteneriate, despre colegi, despre oameni în general, cum ne raportăm la ei, care sunt concluziile și așa mai departe. Da. Bun. Hai să vedem. Foarte multe lucruri, să zicem, care se rezolvă și pe zona financiară și pe zona relațiilor totodată. Hai să vedem care este energia în care te afli tu, dragul meu Capricorn, acum. Mesaje importante pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în acest semn. Bun, avem Arhanghelul Rafael pentru tine. Uite că se continuă foarte frumos procesul ăsta de vindecare al tău, să știi. Chakra a patra, Arhanghelul Rafael. Este un arhanghel al vindecării, după cum bine știi. Cu siguranță în această perioadă te ghidează, are grijă de anumite nevoi ale tale și mai mult decât atât simt în poziția ta, dragul meu Capricorn, sănătate. Ok. Nu mă opresc aici. Hai să vedem un alt mesaj. Cartea cu numărul 38. Un alt mesaj pentru Capricorn, te rog să-mi oferi. Uite, acesta este mesajul. Door to Romance, da. Cartea cu numărul 33 și simt să-ți spun că acesta este numărul tău spiritual, 33. Asta înseamnă că ai ajuns într-o etapă destul de înaltă, dragul meu Capricorn, care îți va deschide foarte multe oportunități și simt să-ți spun în acest moment că anul următor pentru tine va fi un an cum nici nu cred că ți-ai imaginat. Vorbind despre această deschidere către fericire personală, poate pentru unii către familie, se întâmplă lucruri în viața ta care de mulți ani nu s-au mai întâmplat. Ai dus o luptă foarte grea între lumină și întuneric în toată această perioadă, dar uite că nu rămâne nimic, să spunem, nerecompensat. Door to Romance. Dacă deja ți-ai întâlnit partenerul, te felicit. Dacă nu, urmează să întâlnești, dragul meu Capricorn, un om care va fi alături de tine și care te va iubi așa cum meriți. Această carte cu numărul 33 mă duce cu gândul la faptul că unii dintre voi deja v-ați găsit sufletul pereche, iar alții urmează să întâlnească acest suflet în curând. O să te simți bine, o să fii bine și mai mult decât atât, repet, faptul că l-ai și pe Arhanghelul Rafael, acolo vorbim despre vindecare. Este o persoană care reușește să vindece ceva în interiorul tău. Hai să vedem care sunt și mesajele îngerilor. Poate este și ceva legat de vârsta de 38 de ani pentru unii dintre voi sau 33 de ani.
mesaje importante pentru Capricorn, te rog să-mi oferi. Primul mesaj, poftim, am extras două, s-au lipit de mână. Recovery, iată. Recovery și mai este un mesaj foarte, foarte interesant pentru tine. Deci ai patru mesaje, dragul meu Capricorn. Wow! Oricum voi sunteți semnul zodiacal de la care am aproape cele mai multe vizualizări. În următoarele săptămâni să știi că vei trece printr-o perioadă foarte, foarte bună, dragul meu Capricorn. Recovery, deci este ceva aici legat de sănătate, de recuperare. Este o energie extrem de frumoasă pe care o simt eu aici în citirea ta. Poate, nu știu, e un tratament nou, poate renunți la anumite vicii, poate ești mult mai atent la cum arăți, la ce consumi, la alimentația ta. Sunt unele dintre voi, unele persoane care încep să facă sport sau, să zicem, reîncepeți o activitate sportivă. Ești foarte, foarte pus pe treabă, dragul meu Capricorn, în luna noiembrie. Și cred că și din punct de vedere spiritual simt așa că energia ta se schimbă, capeți mai multă credință, mai multă încredere și bineînțeles că toată această energie îți aduce oportunități foarte frumoase. Deci în câteva săptămâni o să vezi că lucrurile pur și simplu vor decurge într-un mod miraculos pentru tine. Remain positive, celelalte două mesaje și perfect timing. Dumnezeu are grijă ca totul să ți se întâmple la momentul potrivit. Da? Iarăși simt o energie foarte înaltă aici. Simt că pur și simplu treci către un nivel care te va face să ai compasiune pentru trecutul tău. Exact asta simt să-ți spun. Este foarte important pentru tine să rămâi, bineînțeles, pozitiv și chiar dacă poate în viața ta se mai întâmplă unele lucruri neplăcute, pentru că așa este viața, încearcă să gândești pozitiv. Dar simt că o persoană te ajută foarte, foarte mult în procesul ăsta al tău de dezvoltare. Ghidul spiritual. Hai să vedem ce spune despre tine. Mesaje importante de la ghidul spiritual pentru Capricorn. Este ceva la cineva, poate nu la toți, este un mesaj legat de o anumită toxicitate. Deci nu știu dacă ai luat niște pastile sau dacă mănânci, să spunem, haotic sau nu știu, ceva de genul acesta, da? Pentru că cumva mi se atrage atenția să ai foarte mare grijă la, la alimentație, la ceea ce consumi, pentru că sunteți unii dintre voi care aveți o sensibilitate legată de sistemul digestiv. Possess self-confidence, iată, să ai această încredere în tine și în forțele tale și să nu-ți mai spui niciodată că nu poți să faci un lucru sau că nu merită să faci un lucru pentru tine. You are never alone. Poate te-ai simți singur, dar crede-mă că nu ești singur. Această carte și ghidul tău spiritual îți spune tu nu ești niciodată singur. Este o impresie greșită de-a ta. Dar nu ești. Ai un înger mare, un înger înalt, un înger protector care ți este acolo alături. Poate ar fi cazul, dacă până acum nu ai vorbit cu Arhanghelul Rafael, dacă nu te-ai rugat Arhanghelul Rafael, poate ar fi cazul să o faci. S-ar putea să dai peste niște minuni acolo. Deschidem și cărțile de tarot pentru Capricorni. Hai să vedem. Să ne punem aici cărțile în ordine. Mesaje importante pentru Capricorn, prezent și viitor, te rog să-mi oferi. Flaut. Wow. Mesaje importante pentru Capricorn, mulțumesc. Ai o energie foarte bună, dragul meu Capricorn, păstrează-o. Păstrează-o pentru că urmează niște binecuvântări în viața ta. Simt că unii dintre voi ați trecut de prima etapă a maturizării. Asta înseamnă 28-29 de ani. Cu siguranță îi împliniți în decembrie sau ianuarie. Și iată că
Saturn, pentru că el are acest ciclu de 28 de ani. Saturn acum, în acest sfârșit de an, vine și verifică lucrurile pe care le-ai făcut, lucrurile pe care le-ai înțeles și vine și verifică viața ta. Și de aceea spun că este primul ciclu saturnian, da? Prin care unii dintre voi trec. Avem aici cavalerul de monede, avem regele de spade, avem un 5 de spade și justiția. Bun! Poate te gândești în acest moment sau spre sfârșitul anului pentru dintre voi, dar hai să luăm prezentul. Te gândești la profesia ta, te gândești la ce ai putea să faci, de exemplu, pe viitor. Mi se pare că unii dintre voi vreți să vă alegeți o profesie de lungă durată. V-ați sătura să tot schimbați joburile sau să treceți cumva de pe o poziție pe alta. Simt că vă doriți altceva, da? Și încă din luna octombrie să știi că vine această energie frumoasă a schimbării. Unii dintre voi s-ar putea să aveți legătură cu cineva dintr-un semn de aer. Iată. Justiția este prima arcană în poziția ta, dragul meu Capricorn, care vorbește despre echilibrarea karmei. Vorbește despre o karmă descărcată, vorbește despre niște lecții care se închid aici în poziția ta și mai ales lecții legate de ceilalți și de comunicare. Cavalerul de monede arată stabilitatea financiară, arată către ceea ce tu te focusezi în acest moment cel mai mult și ceea ce te interesează de fapt cel mai mult. Și este foarte posibil ca o persoană să te inspire aici, să te ajute, să-ți ofere un progres, să-ți ofere o mână de ajutor pentru a face în viitorul tău, bineînțeles, o carieră. Bun, hai să vedem și viitorul pentru Capricorni. Poate te certați și cu cineva, nu știu, poate cu cineva dintr-un semn de aer sau aștepți ceva de la o persoană. E vorba despre o datorie, e vorba despre niște bani, e vorba despre o situație legală care trebuie să se rezolve din partea unui semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, poate să fie și asta. Viitorul pentru Capricorn, mulțumesc. Mulțumesc. Wow! La baza pachetului, asul de bâte, dragul meu Capricorn, bun, și luna. Este clar că vrei să schimbi ceva în subconștientul tău. Poate unii dintre voi ați urmat ședințe de psihoterapie sau vă doriți să faceți ședințe de psihoterapie, terapie, un fel de terapie, nu știu, care să te ajute foarte mult. E vorba despre acțiuni și știi de ce spun asta? Pentru că a fost o perioadă lungă din viața ta în care acțiunile tale au fost foarte, foarte haotice. Adică nici măcar nu știu ce-ți dorești, ce este bine pentru tine, ce nu este bine pentru tine. Te-ai lăsat purtat de părerile și de acțiunile celorlalți. Pentru că ai încercat să faci parte dintr-un anumit grup. Însă acum mi se pare că toată treaba asta la tine s-a schimbat. Adică ți-ai găsit autenticitatea, ți-ai găsit originalitatea, vrei să fii tu și vrei să fii într-adevăr responsabil pentru acțiunile tale. Avem un 9 de bâte, un 6 de bâte și arcana majoră moartea. Iată schimbarea care vine, dragul meu Capricorn, și vine luna noiembrie pentru că ai arcana majoră moartea. Asta înseamnă că trecutul tău rămâne acolo undeva, nu te mai interesează niște aspecte sau nu te mai interesează ceea ce fac foștii tăi colegi sau colegii tăi sau oamenii de pe lângă tine. Cumva ți-ai închis, să spunem, poarta către trecutul tău, da? Nu mai vrei să știi ceea ce este acolo, în trecutul tău, ce s-a întâmplat. Mi se pare că mulți dintre voi treceți printr-o etapă extrem, extrem de transformatoare și de schimbătoare, pentru că acest nou debut îmi spune despre faptul că tu gândești în felul următor, bă, eu am făcut suficient, știi? Adică eu am terminat cu capitolul ăla din viața ta, nu mai din viața mea, nu mai trebuie să mă intereseze ceea ce fac ceilalți acolo, da? Se face pace cu trecutul, faci pace cu lucrurile pe care, nu știu, le-ai făcut și tu în trecutul tău. Este și o chestiune legată de iertare aici, poate să ierți pe cineva sau chiar să te ierți pe tine pentru faptul că ai făcut niște lucruri. De asemenea, ce mai simt că este foarte important pentru tine, dragul meu Capricorn, este să înțelegi
poate greutățile prin care i-ai făcut pe ceilalți să treacă. Și aici mă refer poate la persoane care fac parte din familia ta sau sunt oameni foarte, foarte apropiați ție pentru că au fost niște greșeli majore. Un 6 de bâte reprezintă strălucirea. Reprezintă noi conexiuni pe care o să ți le creezi. Simt aici foarte puternic în atine și zona de online, deci pot reprezenta proiecte, idei pe care le ai și de ce nu un succes care te așteaptă în următoarele 6 săptămâni. Dragul meu Capricorn, îți doresc tot binele din lume și tot succesul din lume. Mă bucur enorm de mult că te afli în această energie. Sper că toate aceste mesajele mele te-au ajutat și dacă într-adevăr au făcut-o și ți-a plăcut clipul acesta, îmi poți oferi un like. Până data viitoare, îți doresc toate cele bune și să ai mare grijă de tine.